repeat, you can see, 'cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Bunelor, bine ați revenit la un nou vlog aici la mine pe canal. Știu că am mai abordat subiectul sub diverse forme, însă astăzi vreau să mă concentrez punctual pe anumite zone ale sustenabilității și să aduc în față câteva mișcări, câteva schimbări, câteva acțiuni pe care le putem lua în viața de zi cu zi pentru a fi și a avea, pentru a fi sustenabil și a avea o viață cât mai sustenabilă, un stil de viață sustenabil. Asta dacă vă doriți, bineînțeles. Până la urmă a ajuns să fie un trend. Este foarte, foarte ok. Eu știți că vorbesc de mult timp la mine pe canal. Chiar am să vă las primele mele clipuri despre acest fenomen și principal m-am referit la sustenabilitate în domeniul fashion, pentru că acesta este preferatul meu, cel mai preferat, după aceea area beauty și tot așa și hair care și tot așa, dar pasiunea mea, baza este aceasta cu fashion-ul. Dar să închei aici paranteza, că știți că întotdeauna intru și în alte detalii și să nu facem clipul prea lung. Fiind pasionată de acest domeniu al sustenabilității, de mult timp, când mi s-a oferit ocazia de a face un proiect din ăsta caritabil și aduce în față o cauză, în cadrul școlii de beauty blogging, la fel am adus în discuție diverse acțiuni sustenabile pe care eu le implementez în viața de zi cu zi și le făceam de mult mai mult timp, deși nu știam eu că sunt neapărat sustenabile și ajut planeta în acest mod. Așa mi-a venit sau așa am fost învățată de-a lungul timpului. Și o să vă enumăr și 10 dintre ele. Posibil să mai fie și partea a doua dacă vă doriți, însă astăzi am 10 și sper să nu stau prea mult pe fiecare. Avem la primul punct să încercăm să nu mai cumpărăm sacoșe de plastic, să le refuzăm. Știți că am mai adus aminte de acest aspect într-un clip anterior. Prefer să vin cu toate ca Moș Crăciun de la Mega Image în mâine, așa, pe brațe, decât să iau pungă atunci când o uit. E adevărat că se întâmplă destul de rar să uit sacoșa textilă acasă, pentru că am nenumărate de la diverse branduri, de la diverse lanțuri de magazine și dacă vreți să mai vedeți, să mai auziți una tare, mi se pare așa foarte, foarte funny cum intri într-un magazin, de exemplu, al concurenței și tu ai sacoșă cu Gen, tu ai sacoșă cu Kaufland și intri la Mega și mi se pare așa foarte, foarte funny. Asta e. Până la urmă facem acte din astea pentru sustenabilitate. Nu cred că e cazul să ne cramponăm de așa ceva. Așadar, dacă încă nu ați investit în așa ceva sau... Dar în ultima perioadă au tot apărut în ultimii ani pe la lanțurile de magazine și fiecare brand vrea să își facă reclamă prin acest mod și îți mai dă cadou o geantă din asta. Nu neapărat că lucrezi în această industrie sau activezi ca și creator digital, însă ați văzut că sunt tot felul de promoții și mai primești gratis o gentuță, un portfard, o chestie. Știți că toate sunt în general sustenabile, le ai pe termen lung și atunci e ok, cu siguranță avem nenumărate și ne lovim în ghilimele de ele prin casă, deci unele chiar sunt prea multe astea zi, dar ne putem ajuta de ele cu succes, bineînțeles. Știți cum aveau și bunicile aceleași sacoșe verzi, negre din textil sau mai știu eu cum, dar ale mele, uite, așa mi-au venit acum în minte unele.
Erau clasice, erau de ani întregi, toată copilăria, toată adolescența. Eu numai pe acele, numai cu acele mă duceam să iau pâine sau cine știe ce de la magazin. Deci vă dați seama, sustenabilitate de la firul ierbii. La numărul 2 avem cumpărarea de legume și fructe neambalate. Ei bine, la fel, pe mine o să mă vezi cu salata, efectiv, luând o ca atare, nu iau nicio sacoșă, dacă iau mai multe mere sau așa, dar dacă iau mănuchiul acela de banane, nu o să mai iau sacoșă sau pungă, deci vă dați seama, deci eu arunc acolo salata, tot ce-mi trebuie, o pun acolo pe acea tirchea unde trebuie să-ți scaneze produsele și așa mai departe. După aceea o pun în sacoșa textilă, mi se pare așa foarte, foarte ok, foarte funny. Toată lumea mă întreabă, nu vreți sacoșă? Nu, nu vreau sacoșă, mulțumesc, dar e tot ok. Așadar, să încercăm să nu cumpărăm legume și fructe ambalate, pentru că, bineînțeles, conțin foarte mult plastic. În general, când avem această opțiune, știți, și la magazinele online, dacă aveți, de exemplu, opțiunea de a refuza ambalajul sau de a pune o taxă suplimentară pentru un ambalaj sustenabil, atunci e super, super ok. Am observat însă că tendința celor care îl livrează e să pună cât mai mult plastic, cât mai mult carton. Ideea e că știu că și pentru ei este destul de greu, pentru că are risc ca să se spargă unele chestii pe acolo sau să ajungă aiurea la destinatar, însă trebuie să ne gândim și din acest punct de vedere. La numărul 3 avem donațiile și revinderea produselor pe care nu le mai considerăm utile. Ori le donăm, ori le vindem mai departe dacă sunt într-o stare bună. La fel și la donații, nu donați chestii care pe voi nu v-ar încânta. Poate nu mai aveți un stil la fel care nu se mai potrivește cu produsul respectiv sau v-ați îngrășat sau așa mai departe, dar nu dați chestii pe care voi nu le-ați purta. La numărul 4, economisiți apă prin închiderea robinetelor. Închideți robinetele atunci când vă spălați pe dinți, când faceți duș, când da, adică vă dați cu, în timp ce vă dați cu gel de duș, închideți, nu lăsați deschis sau când spălați vasele. Înmuiați buretele, după aia, dar după aia închideți după ce înmuiați buretele, robinetul, puneți detergent, săpuniți tot ce aveți de săpunit pe acolo și după aceea deschideți din nou să clătiți. Încerc să fac chestia asta de câte ori pot eu și mi-aduc aminte. Foarte rar se întâmplă să mai las așa aiurea. Robinetele, facturarea fără hârtie, ar trebui să fie o prioritate. Nu consider că în acest an mai are rost să avem factura prin poștă. Pur și simplu putem selecta foarte ușor să ne vină facturile pe mail și sau să fie acolo pe site, chiar și la electrica, chiar și la, de fapt, cam la toate. Nu are rost să mai folosim hârtie chiar și la diverse sondaje sau da, adică să încercăm să limităm această folosire excesivă a hârtiei. La punctul numărul 6, mă făceam vinovată și de iluminarea aceasta excesivă chiar și atunci când nu aveam neapărat nevoie, adică la mine trebuia să fie toată casa, toate becurile aprinse. În ultimii ani m-am mai educat și mi-am dat seama că e foarte important și pentru noi, dar și pentru mediu, pentru planetă, să nu mai consumăm atât de multă energie electrică și de aceea am optat în ultimii ani pentru becuri cu LED, deci nu acelea pe care le știți clasice. Așadar, vă recomand, sigur o să vedeți diferențe la facturi. La numărul 7, un lucru pe care îl făceam destul de des și înainte, un lucru pe care îl fac
o trag, de când mă știu, este mersul pe jos. Întotdeauna mi-a plăcut să merg pe jos, să explorez diverse zone ale orașului sau diverse zone ale celorlalte orașe sau pe unde am mai fost eu, însă da, nu mi-a venit greu, adică pur și simplu n-am fost acea persoană comodă care să-și dorească să meargă neapărat cu mașina. Nu m-am văzut, oricum nu mă văd eu conducând, nu cred că sunt făcută pentru așa ceva. Până la urmă, fiecare are propriile înclinații. Poate la un moment dat am zis că o să reiau și o să fac câteva ore de condus, dar dacă nu mă atrage, n-are rost să împing ceva care nu mă atrage foarte, foarte tare. Cu siguranță, dacă e ceva pentru tine și îți dorești cu adevărat, o să se întâmple, însă nu. Am observat că mai mult îmi place să explorez, să simt pulsul orașului, să văd lumea din mijloacele de transport în comun și să fiu așa foarte atentă în jurul meu la oameni, la personalități, la tot felul de chestii care m-ar putea inspira. De la fiecare om poți învăța, chiar dacă nu-ți spune nimic, poate printr-o privire, poate printr-un gest pe care l-a făcut. Și sunt o mulțime de lucruri pe care le poți învăța, doar să fii atent, să fii prezent și cu siguranță că lucruri bune îți vor ieși în cale. Așadar, eu vă recomand să mergeți mai mult pe jos, să scoateți fundurile din mașină, asta când se poate. Știu că unii nu sunt, cum să zic, că s-au obișnuit așa, nu sunt obișnuiți să iasă din mașini, nici măcar când se duc la pâine sunt chiar obișnuiți cu așa ceva, adică nu există viața fără mașină, e pustiu. Dar consider că pe termen lung este foarte, foarte dăunătoare. Deja avem foarte multe mașini, deja o să ne îngroape efectiv la propriu mașinile. La un moment dat chiar făceam o glumă că o să trebuiască să le aducem în case pentru că nu o să mai aibă loc pe străzi. Și nu știu dacă era așa o glumă cu jumătate de gură, pentru că ar fi un scenariu de plâns să se întâmple așa ceva. Dar nu putem decât să sperăm către o lume mai bună și un pic mai deschisă la minte, că nu toată viața nu este într-o mașină. Și chiar, cum să zic, într-un fel mă bucur că am avut ocazia să fiu așa un pic mai deschisă pe partea aceasta și să nu fiu prinsă în această capcană, cum să zic, de trebuie să ai propria mașină, să te duci colo-colo numai cu mașina și să fii așa în rând cu lumea. Ei bine, trebuie să fii în rând cu ceea ce ți se potrivește și cu ceea ce îți face plăcere, bineînțeles, pentru că, din punctul meu de vedere, nu are cum să fie o viață tare ok petrecută într-o cutie din asta de metal pe roți. Așadar, pentru că e mult mai sustenabil să mergi pe jos, bineînțeles, să te bazezi pe propriile picioare, eventual mergi cu niște role, cu o bicicletă, bineînțeles, sunt variante sustenabile. Acum am văzut că sunt tot felul de mijloace de transport care nu poluează. Chiar la Craiova, când am fost ultima dată, am văzut astfel de autobuze. Și mi s-a părut super, super ok. Am văzut la ei și niște, un fel de tramvai antice. N-am văzut așa ceva de când sunt. N-am văzut atât de vechi. La un moment dat, nu, cum să zic, eram foarte, foarte uimită. Credeam că nu văd bine. Deci au și la capitolul opus. Dar noi încă nu știu dacă sunt și mi-ar fi plăcut să aduc aminte de așa ceva, dar parcă n-am văzut în oraș. Da, la numărul 8, cumpărați modă sustenabilă, cumpărați second hand, cumpărați vintage. Vă spun de fiecare dată să faceți aceste alegeri și pentru voi, pentru propriul stil care poate fi ceva mai original urmând aceste tendințe ale modei, deși încă este foarte mult fast fashion, încă e foarte multă lume care cumpără
din aceste magazine care nu respectă anumite standarde. Dar chiar și aceste magazine au colecțiile sustenabile, au colecțiile care sunt făcute din materiale reciclate. Ar fi ok să alegem mai degrabă un produs pe care l-a mai folosit altcineva, pentru că nu trece din nou printr-un proces care la fel costă foarte mult și se aduc diverse materii chiar și pentru a-l recicla. Adică trebuie să cântărim foarte, foarte bine, mai bine facem un upcycling, mai bine mergem și căutăm în second hand-uri, mai bine mergem și ducem la croitor ce avem deja în garderobă, sau alegem mai degrabă produse, articole calitative, din materiale bune, care pe termen lung sunt sustenabile, bineînțeles, și până la urmă fiecare cum consideră, dar eu zic că acesta trebuie să fie un pas mare, mare pentru viitor și să nu ne mai gândim la noi cum să avem ultima fiță de trend în materie de fashion, să nu mai facem fast fashion. Deși cum să zic, v-am demonstrat de mii de ori, nu chiar de mii de ori, dar de multe ori că poți fi la modă, poți avea un stil personal unic și îmbrăcându-te de la second hand, alegând articole sustenabile pe care, bineînțeles, le poți purta an la rând dacă sunt din materiale de calitate și știți că am foarte multe astfel de articole de care mă bucur. În numărul 9 vorbim tot despre articole din astea textile, dar pentru bucătărie. La un moment dat foloseam role din alea, cumpăram în neștire, lăsam hârtiile peste tot prin bucătărie, mai ștergeam ceva, mai lăsam, imediat se ducea o rolă din aia. Și bineînțeles că aveam un paralel și cârpe, pentru că am rămas, cum să zic, pe vechi, adică existau și cârpe, dar acum încerc să folosesc mai mult cârpe și dacă am nevoie de ceva, să folosesc eventual puțină hârtie igienică, dar asta foarte, foarte rar, când am neapărat nevoie de hârtie. Dacă nu, apelez la cârpe luate de la second hand în bucătărie sau luate din aceste magazine normale atunci când găsesc prețuri rezonabile pentru niște cârpe, până la urmă sunt niște cârpe. Am mai văzut și prețuri din alea care nu și justificau, bineînțeles, nu justificau calitatea, nu, da. Și atunci e tot ok, adică din acest punct de vedere cred că ne putem descurca și cu cârpe din astea reutilizabile, le spălăm și nu e nicio problemă. Numărul 10, deși e puțin controversat subiectul, pentru că nu sunt foarte, foarte stăpână pe acest subiect, am citit articole care fi ok și pe de altă parte n-ar fi ok pentru sustenabilitate să adopți o dietă vegetariană sau vegană, care este ceva mai drastică. Știți că eu sunt vegetariană lacto-ovo, pesco vegetariană de prin septembrie și foarte, foarte rar s-a întâmplat să mai gust puțină carne, deci ot nu ora mai puțin de 5 dăți să gust. În rest, am urmat această dietă și se pare că, conform anumitor studii, ar fi și o dietă mult mai ok pentru planetă, nu s-ar aduce atâtea emisii și nu s-ar distruge atâtea terenuri pentru creșterea animalelor și aducerea lor către consumatorii, magazine și așa mai departe. Sunt unele voci care spun că, de fapt, și această industrie a veganilor și această industrie a vegetarienilor ar fi destul de dăunătoare pentru planetă. Acum se bat așa cap în cap și v-am zis, n-am o informație foarte, foarte relevantă pe acest capitol, însă m-aș bucura tare să fie în favoarea celor care aleg în principal o dietă bazată pe legume și fructe și să se ajungă în sfârșit la concluzia că
Cam aceasta ar fi soluția pentru o alimentație sustenabilă, de bază și să fie cât mai ok pentru noi, pentru viitor, pentru planetă. Așadar, mai cercetați și voi dacă aveți aceste diete vegane, vegetariene și fără carne în general și să ajungem așa la o concluzie, poate facem totuși un lucru bun, adică oricum facem lucruri bune că nu mai consumăm carne atât pentru noi cât și pentru bietele animale, dar dacă ajutăm și planeta în acest sens, ar fi minunat. Acestea au fost cele 10 puncte pe care voiam să vi le aduc astăzi în discuție în legătură cu sustenabilitatea. Dacă mai aveți și altele, lăsați-le în comentarii, sunt binevenite. Să-mi spuneți ce pași mici faceți voi pentru o planetă cât mai sigură și un viitor sustenabil în continuare. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas alături de mine și ne vedem cu drag la următorul clip. Bine, v-am pupat!